Cu siguranță știi regulile șahului și îl joci destul de frecvent, dar știi și ce beneficii îți aduce? În minutele care urmează o să afli 10 dintre cele mai importante beneficii pe care le ai dacă joci șah. În primul rând, unește oamenii. Șahul s-a răspândit pe tot globul, în jocul pe care îl jucăm astăzi. Drept urmare, această călătorie a reunit oamenii din culturi, vârste și medii diferite cu o legătură și o pasiune comună pentru joc. Chiar și în zilele noastre, poți juca online cu jucători din orice colț al lumii. Te învață să câștigi, dar și cum să pierzi. Tuturor le place să câștige, dar este important să înveți cum să accepti pierderea. Cel mai important, încearcă să înveți din acele pierderi și să devii un jucător mai bun. La fel ca în viață, trebuie să ne ridicăm când ne confruntăm cu un eșec și să revenim mai puternici și mai înțelepți. Șahul îi ajută pe copii să-și dea seama de consecințele acțiunilor lor. Șahul în școli a cunoscut o creștere constantă în ultimul deceniu. Mai important decât ca acești copii să devină mari jucători de șah sau să obțină cote mari, este că șahul îi învață pe copii de la o vârstă fragedă că alegerile lor au consecințe, atât bune cât și rele. Să te gândești la mișcările tale și să încerci să joci cea mai bună mutare posibilă este o recompensă. Totodată, dacă joci prea repede, grăbirea deciziilor poate avea repercursiuni negative. Șahul te ajută să te concentrezi. După cum spunea maestrul Bobby Fischer, șahul necesită concentrare totală. Un jucător de șah poate face mișcări ca un mare maestru pentru 30 de mutări și apoi poate fi distras la mutarea 31 unde o gafă duce la pierderea meciului. Această concentrare intensă este utilă în viața de zi cu zi, atunci când te confrunți cu sarcinile școlare sau job, sarcinile zilnice și termenele limită. Șahul ajută la dezvoltarea creativității. Se spune că personalitatea unei persoane iese în evidență în jocul lor de șah. O persoană timidă și pasivă ar putea juca cu mai multă rezervare, în timp ce o persoană sociabilă ar putea fi un atacator îndrăzneț. Partea minunată a șahului este că există loc pentru stilurile și personalitățile fiecăruia. În felul tău personal, îți poți arăta creativitatea în tipul de mișcări, planuri și tactici pe care le vei găsi pe tablă. Șahul ajută la dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor. În fiecare joc de șah, te confrunți cu provocări și probleme pe care trebuie să le rezolvi pentru a juca cel mai bun meci al tău. Șahul vă poate ajuta să gândiți înainte mutările și să nu vă grăbiți cu luarea deciziilor. Acest lucru se corelează cu provocările cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi și, la fel ca în șah, încercăm să facem cele mai bune alegeri pentru a dezvolta rezultate pozitive pentru viața noastră. Șahul antrenează ambele părți ale creierului. Când joci șah, creierul tău va fi provocat să valorifice logica, să ia decizii atât vizual cât și analitic și să-ți testeze memoria. Șahul poate fi jucat la orice vârstă. Drept urmare, aceste exerciții pentru creier pot face parte din sănătatea creierului tău pentru întreaga ta viață. Un creier activ este și un creier sănătos. Șahul te ajută să înveți cum să fii calm sub presiune. Un joc intens de șah în care timpul tău se scurge și mai trebuie să iei și decizii critice pentru a aduce victoria acasă, te învață să rămâi calm sub presiune. Trebuie să fii intens concentrat, rămânând în același timp calm, astfel încât creierul tău să poată funcționa la maximum. Cu toții ne confruntăm cu termene limită, prezentări, interviuri și teste de-a lungul vieții noastre. La fel ca într-un joc de șah, trebuie să rămânem încrezători și calmi pentru a da rezultate cât mai bune. Șahul duce la abilități mai bune de planificare. Jocurile de șah sunt cunoscute pentru perioade lungi de contemplare tăcută, timp în care jucătorii iau în considerare fiecare mișcare. Jucătorii petrec timp anticipând răspunsurile adversarilor și încercând să prezică orice eventualitate. Șahul poate face terapia mai eficientă. Unii consilieri și terapeuți joacă șah cu clienții, drept un mijloc de creștere a conștientizării de sine și de a construi relații terapeutice mai eficiente. Considerat o strategie de terapie creativă, șahul vă permite să vă vedeți reacțiile la stres și la provocări pe măsură ce acestea apar în cursul unui meci. Terapeutul dumneavoastră este prezent pentru a vă ajuta să vă evaluați răspunsurile și să aflați mai multe despre motivul pentru care răspundeți la probleme așa cum o faceți. Acum că știi care sunt beneficiile pentru care să joci șah, sper să o faci și mai des,
Iar dacă te-am făcut curios să afli cât mai multe lucruri interesante despre șah, în partea dreaptă a ecranului ți-am pregătit un videoclip ce conține 30 de lucruri interesante despre șah. Ne vedem acolo!